M-am tot gândit ce să predic copiilor dimineața asta. Atunci când am făcut calendarul, nu ne-am gândit că ne vom aduna cu toții și tema de ziua de astăzi, nici nu știu ce comunică la copii, dar mulțumesc tare mult învățătorilor. M-am gândit câtă trudă pe ei o săptămână întreagă și câtă bucurie să vezi atâția copii cântând și memorând textele Scripturii. Vă mulțumim foarte frumos! Noi încheiem Evanghelia după Matei și partea recapitulativă și am ajuns în capitolul 18. Și în dimineața asta am nevoie de voi copii că eu nu văd foarte bine și pentru că nu văd bine voi veți fi cititorii mei și dacă sunteți atenți la ce scrie pe ecran m-aș bucura. Ia să vedem o încercare cel puțin. Ce scrie acolo? Exact. Nu risipi, ci adună împreună cu Hristos. Și pentru că suntem în Evanghelia după Matei, e focalizată pe misiunea împărăției și pe misiunea bisericii pe care Hristos ne-a încredințat-o. Și aș vrea să citim cu toată biserica bătălia pastoral-misionară pe care Hristos a așezat-o înaintea noastră. Haideți copii, prin puterea lui Hristos să fim... Acum, dacă ar fi să citesc numai cu copiii, m-aș opri la să fim. Și dacă m-aș gândi la părinți, aș zice să facem ucenici asemenea lui. Observați, este nevoie și de o parte și de alta. Trebuie să vrei să fii ucenic și trebuie să ai pe cineva care este în drume în creșterea aceasta. Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Hai să vedem. Sporind și contribuind la... La ascultarea de El. Noi am fost în Evanghelia după Matei, pe care am așezat-o pe menoră și aveți o verticală care are de-a face cu Domnul Iisus Hristos și orizontală care are de-a face cu noi. Aici îl cunoaștem pe El și în orizontală devenim asemenea Lui prin ascultarea de El. Cele două lucruri, dragii mei, sunt instrumentele pe care Duhul Dumnezeu le pune în mâna noastră ca să fim și să facem ucenici. Ca să fii ucenicul lui Hristos, trebuie să-L cunoști pe El. Ca să îl cunoști pe El, trebuie să-L asculți pe El. Și de aceea, cunoașterea lui Hristos și ascultarea de El sunt esența uceniciei. Să fim și să facem ucenici asemenea Lui, dar ce este un ucenic? Și... Așa să pornim pe orizontala care taie menora. În primul rând aveți versetele copii 4 cu 19. Știți ce scrie acolo? Domnul Iisus se plimbă pe malul mării și vede niște pescari și spune: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Pescari de oameni. Așadar, ucenicul este cel care a răspuns chemării Domnului Iisus Hristos și a pornit pe urmele Lui. Ucenicul este cel care a răspuns chemării lui Hristos și a pornit pe urmele Lui. Dar cine este Hristos? Domnul Iisus, când le promite Duhului Dumnezeu, zice: îmi veți fi martori. Dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos, dacă nu crezi în El, dacă nu cunoști cine este El, nu poți să fii nici pescar de oameni, nici ucenicul Lui. Iar în capitolul 16... Undeva în Cezarea lui Filip, Domnul Iisus le pune o întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Păi, unii zic că ești Ieremia, altul Ioan Botezătorul, altă, dar voi întreabă Domnul Iisus. Și Petru răspunde: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ucenicul fiind absolut convins de mesianitatea și divinitatea Domnului Iisus, deci s-a întâlnit cu El, îl cunoaște pe El, prin puterea lui Hristos, învață să asculte de El. Învață să asculte de El. Dar Dumnezeu ne-a dat mai întâi părinții copiii și noi suntem datori să ascultăm de părinții noștri și în felul acesta învățăm și ascultarea de Hristos. Dar observați, dacă călătoresc mai departe, ajung la sfârșitul Evangheliei. În capitolul 28, versetele 16 la 20, Domnul Iisus spune: înainte de înălțarea la cer, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și dacă ar fi să răspund ce este un ucenic al lui Hristos, păi un ucenic al lui Hristos, citiți cu mine, a luat în serios
trimiterea lui Hristos și prin puterea lui adună împreună cu el. Și asta ne aduce exact în textul nostru. Nu risipi, ci adună împreună cu Hristos. Nu risipi, ci adună împreună cu Hristos. În Luca, capitolul 11, versetul 23, Domnul Iisus este acuzat că scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Și el vine și le spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Două lucruri putem face vis-a-vis de Hristos, alături de Hristos. Putem risipi ce a adunat el sau putem aduna împreună cu el și lărgi împărăția lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos vorbește în predica de pe munte, el vorbește despre o poartă și o cale și spune, intrați pe poarta cea strântă, căci largă este calea și poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea, dar observați, pe poarta largă, pur și simplu se intră, dar poarta strâmtă trebuie să o cauți și să o afli. Trebuie să o cauți și să o afli. Pentru că poarta este strâmtă și calea este îngustă, pe calea aceasta există foarte multe pericole. Foarte multe pericole. Noi ne-am rugat pentru voi să fiți păziți de Dumnezeu de pericolele astea fizice, dar sunt de alea nevăzute pericole spirituale. Și întrebarea este, în fața acestor pericole de pe cale, oare ce soluție a găsit Domnul Iisus Hristos ca noi să nu cădem pe ea, să ajungem la țintă, să ajungem la sfârșitul drumului? În 1 Ioan, capitolul 5, două versete, versetul 1 și versetul 18, Scriptura ne dă răspunsul, dar citiți cu voce tare cu mine, oricine crede că Iisus este Hristosul, dar dacă eu cred că Iisus este Hristosul și sunt născut din Dumnezeu, cine mai este născut din Dumnezeu? Oricine crede că Iisus este Hristosul. Iar versetul 18 spune, și știm? Nu păcătuiește, ci... Cine mă păzește? Dar cine este cel născut din Dumnezeu? Cel ce crede că Iisus este Hristosul. Observați, Dumnezeu ne-a pus la oaltă ca să avem grijă unii de alții. Cu alte cuvinte, soluția lui Dumnezeu pentru păstrarea sfinților în har sunt frații. Noi am dat deja mâna unii cu alții, dar cel din stânga, cel din dreapta mea este așezat de Dumnezeu lângă mine, tocmai ca să aibă grijă de mine, să vegheze asupra mea. Și înțeleptul Solomon spune mai bine doi decât unul, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade. În relațiile dintre noi putem face trei lucruri pentru frații noștri, pentru a-i ajuta să rămână în harul lui Dumnezeu. Trei lucruri, nu sunt foarte multe. În primul rând, să nu îi împingeți în păcat. Nu e așa că uneori ne ciondrănim și ne împingem unii pe alții și celălalt cade. Dar imaginați-vă, povestea asta putem face și pe plan spiritual. Să nu îi împingeți în păcat. Dar dacă cineva a căzut, eu pot trece pe lângă el, ca și preotul și levitul, pentru că pe lângă cel căzut între tâlhare. Dar al doilea lucru pe care putem face pentru frații noștri este să căzuți în păcat. Dar te pot ridica dacă ai căzut, da? Te pot ridica dacă ai căzut, după care să-ți tot spun ce rău ai fost, da? Și de aceea textul continuă și cu al treilea lucru pe care îl putem face pentru frații noștri, să iertăm cu toată inima, da? Așa cum ne-a iertat pe noi Domnul Iisus Hristos. Să nu-i împingem la păcat, să nu-i lăsăm căzuți în păcat, iar dacă i-am ridicat, să iertăm din toată inima cum ne-a iertat Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. Textul nostru începe cu această afirmație. În clipa aceea. Dar dacă scoate versetele și capitolele din Biblie și-ar curge doar textul, când zic în clipa aceea,
Sunt foarte curios ce a fost înainte. Domnul Iisus Hristos, la sfârșitul capitolului precedent, vorbește cu Petru. Petre, cine crezi că trebuie să plătească darea de la templu? Fii sau străinii? Străinii, zice Petru. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te și aruncă undița în mare și primul pește pe care îl vei prinde, deschide-i gura și vei găsi un dinar în ea. Du-te și plătește darea pentru mine și pentru tine. Și când au auzit ucenicii, au întrebat, wow, dar de unde știe Domnul Iisus Hristos că este un dinar în gura unui pește care este undeva pe mare și tocmai el va veni la undița lui Petru? De unde știe? Cine este acest Iisus Hristos de știe toate? Și când și-au dat seama câte știe Domnul Iisus Hristos, ucenicii s-au adunat în jurul lui și zice, dacă el știe ce este în gura peșterului, sigur că trebuie să știe și cine e cel mai mare în împărăția cerurilor. Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Acum, Domnul Iisus le-a vorbit despre asta, dar nu au fost atenți, pentru că le-a spus așa în versetul 19 din capitolul 5, de aceea oricine va strica una din aceste porunci și va învăța pe alții, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Dar oare să fi fost o simplă curiozitate a ucenicilor? El știa nu doar ce este în gura peștelui din mare, dar el știa foarte bine și ce este în inima ucenicilor care au pus o astfel de întrebare. Și Domnul Iisus Hristos îi cheamă la oaltă, pune în mijlocul lor un copilaș, după care le spune versetul 3, citiți cu mine copii. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Doamne, cine e mai mare? Dar de ce puneți o astfel de întrebare? Voi nici nu sunteți în împărăția cerurilor. Mai întâi trebuie să intri în ea, ca apoi să fii mare sau mic în ea. Dar observați, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca unul din acest copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, cine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăție. Ce interesantă e împărăția cerurilor. Cu cât mai mare te faci, cu cât dorești să fii băgat în seamă, cu cât ești ca o muscă în zăr peste tot și tu trebuie să fii în centrul tuturor lucrurilor, cu atât mai mic ești în împărăția cerurilor. Cu cât ești mai smerit, mai tăcut și nimeni nici nu te bagă în seamă, cu atât mai sus te ridică Dumnezeu, cu atât mai mare ești în împărăția cerurilor. Ce vede Domnul Iisus în inima ucenicilor săi? Nu o simplă curiozitate, ci lipsa blândeții, competiția afirmării de sine, dorința de a fi mereu în față, dorința de a fi preocupat de tine însuți. În Matei, capitolul 20, vine o femeie la Domnul Iisus Hristos cu doi din fiii lui, fiii ei, și îi spune, Doamne, vreau ca acești doi băieți ai mei să fie unul la stânga, altul la dreapta ta, în împărăția cerurilor. Când au auzit ucenicii, s-au mâniat pe cei doi frați și Domnul Iisus trebuie să-i adune să le dea o lecție. Împărații pământului domnesc peste ele. Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Pentru că și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El însuși se slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Ce vede Domnul Iisus în inima lor, mai bine decât în gura peștelui din mare, vede lipsa blândeții. Dar ce știe Domnul Iisus? Dacă există blândețe lipsă, înseamnă că există pocăință lipsă. Și dacă există pocăință lipsă, înseamnă că nu există sărăcie în Duh. Ori El ne-a spus în capitolul 5, versetul 3, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar dacă realmente sărăcia în Duh, smerenia este reală, trebuie să existe și blândețe. Și Domnul Iisus leagă fericirile olaltă. Versetul 3, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar de unde să știu că sunt sărac în Duh? Din lacrimile pocăinței, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și dacă sunt mângâiat de Dumnezeu, dragii mei, atunci nu mai am nevoie nici de laudele,
Nici de criticile oamenilor nu mă deranjează. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Dar observați relația dintre ele. Dacă nu este blândețe, înseamnă că nu este pocăință. Și dacă nu este pocăință, înseamnă că nu este sărăcie în Duh. Și de aceea Domnul Iisus le spune, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, nu vă veți face ca unul din acești copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Care e problema cu competiția afirmării de sine, cu dorința de a fi văzut de toți, lăudat de toți? Care este problema? Devenim prea preocupați de noi înșine. Și atunci când ești preocupat de tine însuți, n-ai nici timp, nici ochi pentru nevoile celui de lângă tine. Observați, un om care n-a fost îmblânzit de Dumnezeu nu poate participa la împăciuirea oamenilor cu Dumnezeu, pentru că este mult prea preocupat de el însuși. Dacă citim textul mai departe, versetele 5 în jos, și aici mă ajută copiii, citiți cu voce tare cu mine. Și acum uitați-vă atenți, imaginați-vă un cântar cu două talere, aici sunt talerele, mâinile mele. Pe un taler este un copilaș, pe celălalt taler este Domnul Iisus. Cine-i mai valoros? Observați, Domnul Iisus prin sângele Lui ne împrumută toată valoarea Lui și oricine primește pe un copilaș, în numele meu, mă primește pe mine. Atât de valoros este orice om de pe fața pământului, până și un copilaș, spune Domnul Iisus, mă primește pe mine. Ori lucrul acesta vorbește despre valoarea imensă a unui om plătit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că valoarea imensă este sângele Domnului Iisus Hristos și ăsta este prețul meu. Asta a plătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, valoarea imensă a sângelui Domnului Iisus Hristos. Dar pe urmă urmează o atenționare. Citiți cu mine. Dar și să fie înnecat în adâncul mării. Și textul continuă, vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, căci nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Și pe urmă textul vorbește despre valoarea imensă a sufletului unui om. Textul vine și spune, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie, leleapă de la tine, căci este mai bine să intri în împărăția lui Dumnezeu ciung și decât cu amândouă mâinile și picioarele în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate leapă de la tine, căci este mai bine să intri cu un singur ochi decât cu amândoi ochii în fundul iadului sau în focul Gheienei. Cu alte cuvinte, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ori tabăra în care ați fost, cred că a fost gândită pentru sufletul vostru, deși și trupul vostru s-a bucurat, așa cum se bucură și trupul nostru ori de câte ori Dumnezeu ne poartă de grijă. Dar pe urmă vine versetul următor. Și uitați-vă ce scrie în versetul 10. Citiți cu voce tare. Feriți-vă să nu defăimați. Ridicați-vă mâna, să dați mâna cu îngerul vostru al fiecăruia. Să fie oare adevărat lucrul acesta? Wow! Biblia spune că imperiile au îngeri, țările au îngeri, bisericile au îngeri, dar fiecare dintre voi să aibă un înger păzitor? Îngerii lor care sunt în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi textul continuă, Fiul, fiindcă da? Și numai puțin, să caute să mântuiască ce era
pierdut. După care Domnul Iisus spune o pildă pe care voi ați amintit-o aici, pilda cu oaia rătăcită. Știți despre ce-i vorba? Un om are 100 de oi, merge să le pască și când le numără seara, una lipsește. A rătăcit. Lasă pe cele 99 pe munți, se duce să o caută pe cea rătăcită și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că va fi mai multă bucurie în sufletul lui pentru ea decât pentru cele 99 care nu se rătăciseră. După care vine concluzia Domnului Iisus, citiți cu voce tare, tot așa. Din acești micuți. Nu este voia Tatălui vostru din ceruri. Dacă El a dat pe singurul lui Fiu să caute, să mântuiască ce era pierdut, atunci nu-i voia Tatălui să se piardă ce a fost mântuit. Și de aceea suntem chemați să adunăm împreună cu El, nu să risipim ceea ce a adunat El. De aceea nu îi împingeți în păcat. Dar apoi mai este în ceva. Dacă cumva s-a rătăcit o oaie, a căzut cineva, nu-i lăsați căzuți în păcat. Nu-i lăsați căzuți în păcat. Noi de aici intrăm în lucruri puțin mai complicate pentru copii, dar va veni și vremea voastră, dragii mei, să treceți prin asta și poate să aveți nevoie de lucrul acesta. Am văzut că 3 lucruri pot face pentru frații mei, dar când cineva a căzut în păcat, trebuie să fac 4 lucruri pentru el. 4 pași esențiali pentru păstrarea lui în har sau pentru ridicarea lui în păcat. Pasul întâi, și aici puteți să mă ajutați, citiți împreună cu mine. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta și mustră-l între tine și el singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Oare ce întrebări îmi ridică textul? Mai multe întrebări și aș vrea să răspundem la fiecare în parte. Cine este fratele meu? Întoarceți-vă în stânga, în dreapta și dați mâna cu cel de lângă voi. Da? Cine este fratele meu? Cel cu care ne-am angajat să formăm o comunitate locală, o biserică locală, ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne împrăștiem să-L facem cunoscut pe El. Dragii mei, Domnul Iisus a zis, v-am spus să n-aveți nicio legătură cu curvarii, dar n-am înțeles curvarii lumii acestea, altfel ar trebui să ieșiți din lume, ci cu cei care măcar că zice un frate, totuși este păcătos și nu vrea să despartă de păcatele lui, curvar, lacom de avere sau închinător la idol. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Observați, cine este fratele meu? Cel de lângă mine, cel din familia mea, cel din biserica de care aparțin. Dar a doua întrebare, ce înseamnă a păcătuit împotriva mea? Noi suntem foarte diferiți, ne îmbrăcăm diferit, mâncăm diferit, dragii mei, ne plac cântări diferite, umblăm în locuri diferite, în vacanțe diferite. Nu trebuie să fim toți la fel, dar a păcătui înseamnă a călca o poruncă expresă a lui Dumnezeu. Nu fura, nu minți, nu curvi, nu vorbi de rău pe nimeni, nu cleveti. Observați, noi nu ne putem judeca în baza poruncilor pozitive. Scriptura îmi spune să-mi iubesc soția, dar care dintre voi știe dacă o iubesc sau nu iubesc, sau cât trebuie să o iubesc? Aici putem să ne punem întrebări, dar când e vorba de porunci negative, acolo un păcat este călcarea unei porunci exprese a lui Dumnezeu. Dar care din păcate sunt împotriva mea? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva mea, știți ce spune Domnul Iisus bisericii? Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Orice păcat nerezolvat între noi, dragii mei, trece pe copiii noștri și încetişor toată comunitatea se îmbolnăvește. Și într-o bună zi vom fi un club, nu o biserică. Atunci când păcatele nu sunt rezolvate, când ne mulțumim doar să stăm unul în ceafa celuilalt, să cântăm, să mergem în tabere, să venim înapoi, dar nu mai avem curajul să ne mustrăm unii pe alții. Care păcat este împotriva mea? Orice păcat de care am cunoștință. Orice păcat de care am cunoștință. Și a patra întrebare, cum trebuie să-l mustru? Între mine și el singur. Cu alte cuvinte, păcatul se rezolvă în cercul cel mai strâmt posibil. Nu-l vorbești de rău în toată biserica, te duci la el, pui înaintea lui fapta și pui înaintea lui scriptura.
și lași pe Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem schimba oameni, converti oameni, dragii mei, Duhul Dumnezeu trebuie să o facă. El ne dovedește vinovați în ce privește păcatul de neprihănirea și judecata, dar păcatul se rezolvă în cel mai strânt cerc posibil. Și o ultimă întrebare, când l-am câștigat? Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Uitați-vă la un text din 1 Petru, capitolul 1, versetele 6 la 9. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, mi-am pus păcatul pe frunte, l-am mărturisit, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice delegiuire. Când l-am câștigat pe fratele meu, când și-a recunoscut păcatul, când ne-am rugat împreună și ne-am luat în brațe unul pe celălalt. Și asta înseamnă că El a rămas în părtășie, a rămas în harul lui Dumnezeu. A rămas în harul lui Dumnezeu. Dar de multe ori păcatul, pentru că te minte, te înfășoară și te împietrește, trebuie să facem și pasul al treilea, versetul 16. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijină pe mărturia doi sau trei martori. Mărturia doi sau trei martori. Dar de ce să fie nevoie de pasul acesta? Pentru că de multe ori ne supărăm unii pe alții pentru lucruri absolut mărunte. Nu-mi place cravata pe care o porți. Sau nu-mi place cum te-ai tuns. Sau nu-mi place hainele care le porți. Dragii mei, dacă pe mine mă chemați într-un astfel de proces, prima mea întrebare este, ce ai cu fratele tău? Și dacă doar o diferență de păreri, te mustru în numele Domnului și te trimit înapoi să îți ceri iertare de la el. Dar dacă păcatul este dovedit și Scriptura este clară, atunci mărturia să fie sprijinită sau tot procesul pe mărturia doi sau trei martori. Dar s-ar putea să nu se oprească procesul și e nevoie de pasul următor. Ce scrie acolo? Dacă nu vrea să asculte puțin mai tare, dacă... Spune-l bisericii în adunarea generală. Dar de ce să spun bisericii? În primul rând, dragii mei, să mobilizez resursele bisericii. Știți ce spune textul din versetul 19? Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se voi învoi să ceară un lucru oarecare de la Tatăl meu care este în ceruri, El vi-l va da. Orice am putea cere să ne învoim ca biserică, să ne rugăm pentru cel căzut în păcat, să ridice Duhul lui Dumnezeu, să-l convingă de păcatul lui. Deci primul lucru pe care trebuie făcut este să mobilizezi resursele bisericii. Al doilea lucru este ca biserica să-i spună ce să facă ca să nu fie dat pe mâna satanei. Ce să facă cel căzut în păcat ca să se întoarcă, să rămână în harul lui Dumnezeu. Și ăsta este ultimul pas. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, ce scrie mai departe? Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Dar păgânii și vameșii sunt afară, nu sunt înăuntru. Cu alte cuvinte, observați, dacă nu vrei să-ți rezolvi păcatul, să-ți ceri iertare de la mama, de la tata, de la prietenul tău, dacă ți-e greu să faci lucrul acesta, băgați bine de seamă, păcatul te înfășoară și te împietrește și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeul cel viu, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Frații mei, textul e simplu, implicațiile sunt extrem de serioase. Extrem de serioase, pentru că uite ce spune Domnul Iisus, copii, ajutați-mă să vedem ce scrie pe ecran. Adevărat, vă spun, observați, cerul și pământul se unesc într-un fel, într-un astfel de moment. Dar de ce? Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, spune Domnul Iisus, sunt și eu în mijlocul lor. Observați, cerul este în mijlocul adunării și de aceea ce veți lega pe pământ va fi legat în cer, ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Câtă responsabilitate pune pe umerii noștri ca biserică într-un astfel de moment, dragii mei? Câtă responsabilitate! Dar dacă nu vrea să asculte de biserică, să fie pentru tine
ca un păgân și ca un vameș. Biserica îi spune ce să facă să se întoarcă înapoi în sânul ei. Dar implicarea costă, cere timp, cere energie, de multe ori foarte multă durere. Întrebarea este, de ce să plătim prețul pentru asta? De ce să nu ne bucurăm cu bisericile pe care le-am creat, în care stăm o oră și jumătate, unul în ceafa celuilalt, nu ne cunoaștem, nu ne interesează, care sunt problemele? Dragii mei, toată societatea e făcută așa ca să fii lăsat în pace, da? Să tolerezi tot ce este în jurul tău, să nu spui nimănui nimica. Asta este direcția în care dracu vrea să meargă. Știți de ce? Pentru că izolându-ne ne mănâncă mărunt. De ce să plătim prețul? Și aici copii am nevoie de ochii voștri. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar dacă asta a venit să facă Fiul omului și dacă nu este voia Tatălui vostru din cerul să piară unul măcar din acești micuți, dacă el realmente îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, nu e așa că ar trebui să-l ajuți în procesul acesta? Să-l ajuți în procesul acesta. De ce să plătim prețul? Pentru că care nu adună împreună cu Hristos risipește. Dacă noi, biserică, suntem mireasa lui, ajutorului potrivit, spuneți-mi, ne putem permite să nu conlucrăm cu Hristos? Am fost răstăit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune Pavel. Dacă Hristos trăiește în mine și dacă El a venit să caute și să mântuiască ce El a pierdut, pot să stau eu cu mâinile încrucișate? Nu. Datoria mea este să încerc să ridic pe cel de lângă mine. Și în al treilea rând, pentru că doar vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Cei care nu vor să se implice în lucrarea de împăciuire, nu vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Lucrurile sunt extrem de serioase. Și nu în ultimul rând, dragii mei, pentru că nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți care cred în mine. De ce să ne implicăm? De dragul Fiului și de dragul Tatălui și de dragul fraților noștri. Nu risipi, ci adună împreună cu Hristos. Pentru că cine nu este cu mine este împotriva mea, cine nu adună cu mine risipește. Și spuneam că sunt trei lucruri pe care le pot face pentru fratele meu. În primul rând, să nu-l împing în păcat, să nu fiu o pricină de păcătuire sau de cădere pentru el. În al doilea rând, să nu trec pe lângă cel căzut, ca preotul și levitul, dragii mei, pe lângă cel căzut între tâlhari. Dacă știi de fratele tău, roagă-te pentru el, apropie-te de el, fă ceva pentru el, fă pașii pe care te învață Scriptura. Și ultimul rând, dacă se întoarce, nu-l ține 30 de ani pe ultima bancă. Eram într-o biserică din Iași și a venit la mine un frate bătrân plângând și a zis, fraților, frate, de 30 de ani biserica nu mă iartă. Pentru că atunci când am venit să mă botez, le-am spus toate păcatele din viața mea și m-au pus pe ultima bancă și de 30 de ani mă țin acolo, plângea fratele. Iartă-l din toată inima ta, cum l-a iertat Hristos. Nu-l împinge, nu-l lăsa și iartă-l din toată inima ta, refă relația. Și dați-mi voie să închei cu lucrul acesta. Iartă-l din toată inima ta. Petru sare cu vorba, zice, Doamne, dar de câte ori să iert pe fratele meu? De până la 7 ori, dacă a greșit împotriva mea? Și Domnul Iisus îi spune, Petre, dacă îți place să numeri, iartă-l de 70 de ori câte 7 în fiecare zi. După care le spune o pildă. Un stăpân și-a chemat robii să le dea socoteală și unul îi datora 10.000 de galbeni și el a căzut cu fața la pământ și a zis, iartă-mă, ți-l voi plăti. Și stăpânul l-a iertat de toată datoria lui imensă. A ieșit afară și a găsit pe unul din tovarășii lui care îi datora 100 de lei și l-a strâns de gât și a zis, plătește-mi, iartă-mă, îți plătesc, lasă-mă, îngăduie-mă. Nu, l-a aruncat în temniță. Când a auzit stăpânul, s-a mâniat, spune, și l-a dat pe mâna chinuitorilor până când își va plăti toată datoria. Și pe urmă Domnul Iisus vorbește despre mine și despre tine. Ce scrie în versetul 35, copii? Tot așa. Dați-mi voie să vă pun o întrebare, copii.
Este cineva aici în sală care e mânios pe vreunul din prietenii lui? Auzi, voi puteți spune ce vreți, dar Domnul ne cunoaște inima, aveți grijă, da? Aveți foarte mare grijă. Și de aceea, observați, tot așa va face, da? Dați-mi voie să urc un pic mai sus și la balcoane. Dragii mei, eu nu vă cunosc, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Dar spuneți-mi, dacă ai pe cineva pe care nu l-ai iertat. Și dați-mi voie să încheiem împreună și toți știm rugăciunea Tatăl nostru. Spuneți-o cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Poate nu v-ați gândit niciodată, dacă tu nu ierți, nici El nu te iartă. Dacă tu nu ierți, nici El nu te iartă. Dacă eu nu iert, nici El nu mă iartă. Haideți să ne plecăm capetele, să ne rugăm. Doamne, ce mare preț ai plătit să-L trimiți pe Fiul Tău să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și mă uit la toți acești copii. Doamne, au memorat versete, au fost în tabără, s-au bucurat. Dar când va veni momentul acela în care să-și pună încrederea în Tine, să Te mărturisească ca Domn și Dumnezeul lor? Și mă întreb, Doamne, noi părinții, oare putem face ceva pentru ei? Da, îi putem crește în rai sau în iad, de pildă de felul în care ne-am lăsat noi transformați de Duhul Sfânt. Și dacă realmente am fost născuți din nou și copiii văd un colț de rai în familia noastră, poate îi pregătim să lărgim împărăția lui Dumnezeu prin ei. Și de aceea Te rugăm în bunătatea Ta, cercetează-ne familiile și mântuiește, Doamne drag, pe copiii noștri, pe nepoții noștri și fie ca toată biserica să lărgească împărăția Ta, să fie parte din împărăția Ta și mulțumim frumos pentru tot modelul, pilda pe care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a iertat pe fiecare, ne-a strâns în brațe, ne-a numit frații Lui și ne-a prezentat Tatălui ca mireasă sfântă. Doamne, copiii au recitat versetul din Apocalipsa 19, i s-a dat să îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale mirelui ceresc cu care am fost îmbrăcați și mulțumim pentru asta, Doamne Iisuse Hristoase. Amin. Amin. Amin.